Domnule Iordănescu, iată-ne la finalul acestei campanii de calificare și ne aflăm acum înaintea unui meci decisiv de calificare pe care îl vom disputa în Ungaria cu Israel. Da, bună ziua. Este un meci decisiv și nu trebuie să ne ferim de realitate. Dar adevărul este că noi am făcut ca acest meci să fie decisiv. Noi ne-am câștigat această șansă. Prin tot ce am făcut în această campanie, în fiecare meci, în fiecare minut. Este un om pe care l-am căutat și l-am așteptat. Iată că l-am găsit. Cu siguranță că poate să fie un meci de totul sau nimic. Și când duci o campanie fără înfrângere și totuși ajungi în ultima acțiune să depinzi un rezultat, nu e tot mai confortabil. Asta face ca presiunea să fie una imensă, face ca dorința să fie fantastică, un meci cu o încărcătură emoțională foarte mare, dar grupul este pregătit. Grupul este pregătit. Avem din nou o provocare și nu pot să vă întreb cum va decurge pregătirea pentru acest final de campanie în condițiile în care, până la primul nostru joc, adversarul direct va disputa două partide care vor influența în mod cert calculele calificării. E o provocare și pentru noi, pentru că asta ne-a pus în gardă și ne-a făcut ca să pregătim clar mult mai multe scenarii. Dar avem totuși un singur fel de a aborda jocurile. Cu luciditate, cu maturitate și cu spirit. Trebuie să ne pregătim de orice se întâmplă. Două jocuri are Israelul înaintea noastră, ne poate aduce în orice situație. Să ne fie suficient un punct sau nu. Și abordarea, mă refer la selecție, este un pic diferită. Am apelat la un număr mai mare decât am obișnuit de jucători, tocmai pentru a avea soluții și pentru a putea reacționa indiferent de scenarii. Am dorit un lot mai numeros și în funcție de ce va cere fiecare joc în parte. Prima fază, mod special, cel cu Israel, dar la fel de important poate să devine cel cu Elveția, să avem soluții. Am simțit acest lucru că e nevoie ca să fim acoperiți cu profil de jucător complex pentru fiecare dintre poziții. Avem un lot mai numeros, după cum a spus dumneavoastră, 28 de jucători de data aceasta, dar au apărut deja unele comentarii în presă în ceea ce privește selecția. Da. Eu nu trebuie să justific public selecția, trebuie să justific rezultatul. Dacă rezultatele ne-au adus în situația asta cu șanse importante de calificare înainte de ultima acțiune, înseamnă că selecția a fost bună. Cu siguranță că fiecare are opinii și are dreptul la opinii. Sunt lucruri normale. Tot timpul s-a întâmplat asta, tot timpul a fost comentată selecția, indiferent de moment, și în perioada mea și înainte de mine. Asta nu mă impacientează. Ce pot să spun este că am rămas fidel unor principii. În primul rând am dorit continuitate. Din păcate, nu tot timpul poți să ai exact așa cum ți-o dorești. Am spus mereu, campania e scurtă și putem face experiment. În trecut, când s-a apelat mai mult după nivelul formei și se schimbau 10-12 jucători de la acțiune la alta, era comentat acest lucru că de ce nu se dă continuitate și să se creeze omogenitate. Acum, dacă am mers pe continuitate, se vorbește mai mult despre forma temporară a unor jucători. Nu putem să schimbăm foarte mult. Campania a fost scurtă și a trebuit să rămânem fideli unui principiu solid, acela a continuității. Mai mult decât atât, jucătorii pe care i-am apelat sunt îndelung monitorizați. Nu am descoperit acum. Contextul i-a adus însă în acest moment. Dacă vă uitați un pic și vedeți absenții pe care avem pe anumite poziții, o să înțelegeți de ce am apelat la alți jucători. Jucători care, între ei, pot fi debutanți, dar în care noi avem încredere. E cel mai important. Toți care sunt aici avem încredere în ei. Mai mult decât atât, da, mărturisesc că mai sunt 2-3 jucători despre care opinia publică nu știe în acest moment, care sunt cu situații medicale și care nu suntem siguri că îi putem recupera. În condițiile astea, am vrut să aducem jucători să avem acoperite toate pozițiile și am apelat și la anumiți jucători care pot oferi complexitate, pot acoperi mai multe poziții, 2-3 poziții. Nu în ultimul rând, sunt absenți pe care îi regretăm, dar noi trebuie să mergem înainte și să calificăm echipa națională. Mărturisesc în final și faptul că la tot timpul am avut regrete că am mai fi putut aduce 1, 2, 3 jucători care arătau lucruri bune,
dar ușa rămâne deschisă pentru viitor. Acum așa am ales și avem convingerea că am ales inspirat. Știu foarte bine că nu doriți să discutați decât despre meciul următor, totuși aveți un plan B pentru situația în care calificarea s-ar putea decide la meciul cu Elveția? Cum am spus, am încercat să pregătim fiecare scenariu posibil. Să nu uităm că nu doar Israel mai are deci ca două meciuri în plus comparativ cu noi, dar și Elveția are. Însă, din punct de vedere mental, toți trebuie să fim pregătiți pentru primul joc cu Israel, care poate să fie decisiv. Dacă ajungem să depindem de ultimul rezultat, cu siguranță că ne vom replia și vom pregăti cât mai bine ultima dispută. Important este ca România să fie la Euro. Un motiv în plus pentru care nu am vrut foarte multă mișcare la nivelul selecției a fost tocmai pentru că am vrut ca jucătorii care vin și reprezintă echipa națională să fie obișnuiți din toate punctele de vedere cu mediul și cu ceea ce pregătim. N-am avut timp de integrarea multor jucători noi. Nu în ultimul rând, prin comparație, luați echipele mari ale Europei, naționalele importante. Spania, Italia, Anglia, fiecare dintre ele și-a pregătit un nucleu, a consolidat, a mers pe o anumită linie și adevărat că a suferit mici modificări de la acțiune la alta în funcție de context și chiar de forma unor jucători. Dar nu poți să schimbi, niciuna dintre ele nu a schimbat 10-12 de la acțiune la alta, a mers pe continuitate, chiar dacă poate în competiția lor internă și nu numai, mai erau și alți jucători care traversau perioade foarte bune. Acest grup a crescut de la meci la meci, a acceptat orice obstacol și a mers mai departe. Sincer, vă așteptați la acest lucru după parcursul din Liga Națiunilor? Și care sunt lucrurile pe care vă bazați când spuneți că acest grup ne va aduce o calificare pe care o așteaptă o țară întreagă? Sunt multe exemple, cuvinte care le-aș putea aduce în sprijinul muncii noastre. Multe le găsiți printre răspunsurile pe care eu le-am dat de-a lungul acestei campanii. Dar cred că a trecut momentul vorbelor. E momentul decisiv. E momentul să închidem toată munca cu o calificare. La mijloc e un proces. Progresul nu vine de pe zi pe alta. Înseamnă multă muncă, înseamnă consecvență, înseamnă încredere. Un proces care a funcționat așa cum trebuie. Sigur, încă nu suntem la nivelul la care îmi doresc, dar suntem la un nivel suficient de bun ca să ne calificăm. Iar răspunsul la întrebare este da, da, da. De trei ori da. Am încredere, am avut convingere, nu numai după campania mai puțin reușită a Ligii Națiunii, ci în prima clipă când am semnat contractul cu echipa națională a României. Am avut încredere de plină în potențialul fotbalistului român și am încredere că până la capăt putem reuși împreună să calificăm România după mulți ani. Ne puteți spune când v-a rugat ultima oară cineva să ne calificăm la Euro și unde s-a întâmplat? Nu știu, pe stradă, la cumpărături? Uf, zi de zi. Zi de zi. Fotbalul este în continuare extrem de îndrăgit de români și echipa națională este extrem de iubită. Am fost întrebat în cele mai multe cazuri dacă ne calificăm. Și am spus cu convingere da, pentru că am muncit mult pentru asta, pentru că suntem pregătiți pentru asta și ne dorim mai mult ca orice să bucurăm români. Vă considerați un antrenor norocos? S-a tot spus că România are noroc sub comanda dumneavoastră. Există noroc sau e vorba de muncă și dorință și de faptul că acestea sunt răsplătite? Cred că sunt un antrenor cu capacitate foarte mare de muncă. Muncesc foarte mult și îmi doresc zi de zi să mă perfecționez. Mai mult decât atât, sunt consecvent muncii mele. Și cred că de-a lungul carierei mele, faptul că am reușit să îmi îndeplinesc mereu obiectivele este rodul muncii. Dar, da, mă consider și un antrenor norocos. Sunt norocos să muncesc alături de niște băieți cu foarte mult caracter, cu spirit și capabil ca împreună să ducem România din nou la Euro.